Mă bucur tare mult să fiu cu voi în această seară. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Este o bucurie să vă revăd și este o bucurie să deschidem scripturile împreună și împreună să privim în scriptură, crezând că scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și crezând că atunci când noi o deschidem, Dumnezeu își deschide gura și prin Duhul Său cel Sfânt vorbește inimilor noastre. Și noi spunem, Amin. Mai greuți, da? Ne mai trezim până la final. Citim în această seară din Evanghelia lui Ioan. Evanghelia lui Ioan, capitolul de întâi. Vă invit să vă ridicați și să deschideți scriptura în Evanghelia lui Ioan, la capitolul întâi, și vom citi versetele 35 până la finele capitolului. Veți observa pe parcursul citirii, Faptul că Evanghelistul selectează câte un episod din viața mai multor ucenici și mai apoi lipește toate aceste episoade pentru a construi un profil. Un profil al căutării lui Dumnezeu. În seara aceasta vom vorbi tocmai despre căutarea lui Dumnezeu. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, Iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Isus. Isus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, Ce căutați? Ei au răspuns, Rabii care tălmăcit înseamnă învățătorule, Unde locuiești? Sunt interesați acești oameni de adresa reședinței Domnului Isus? Sau întrebarea are în vedere altceva? Veniți de vedeți, la a zis el. S-au dus de, au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis Noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos și l-a adus la Isus. Isus l-a privit și i-a zis Tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. A doua zi, Isus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip. Și i-a zis, vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, noi am găsit pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșuc. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu. Tu ești împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Așa de repede? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis, adevărat, adevărat, vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu, suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului, Amin. Pentru că noi credem că acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, credem că avem și nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea dați-mi voie să cer binecuvântarea Domnului pe să predicarea cuvântului. Doamne, îți mulțumim pentru evanghelistul Ioan și îți mulțumim că l a ajutat să-și să reamintească toate aceste lucruri scrise. Îți mulțumesc că prin Duhul Tău cel Sfânt l-ai inspirat să așeze toate aceste cuvinte în Evanghelia sa. Și mulțumesc că ceea ce Ioan a scris, este cuvântul tău. Cuvânt plin de putere, în stare să transforme viețile noastre. În această seară, te rog să iei acest cuvânt pe care l-am citit și să împlinești scopul cu care l-ai inclus în Scriptură. Chiar acum, în timp real, în sala aceasta de închinare, în locul acesta, în inimile noastre. Știm, Doamne, că niciun cuvânt din Scriptură nu este pus acolo în zadar. Știm că toate cuvintele tale sunt adevăr și viață. Doamne, ia aceste cuvinte și prin ele te rog să te apropii de noi toți. Într-un mod aparte, îți cer să ne lămurești cu privire la căutarea ta. Ajută-ne să știm cum să te căutăm ca să te putem găsi și să putem umbla cu tine pentru totdeauna. Mulțumesc că ne asculți și mulțumesc că ești în mijlocul nostru. Amin. Vă rog să recupați locurile. Căutarea lui Dumnezeu Căutarea lui Dumnezeu e de cele mai multe ori complicată. Complicată din multe perspective. Ne pierdem repede. Omul este o ființă care spiritual se pierde destul de repede. Ne pierdem uneori inconștient. Ne pierdem prin decizii mici, prin decizii mărunte, prin decizii care se cumulează, și care într-un final ne îndepărtează de Dumnezeu. În pilda cu oița pierdută, oița nu își propune ca într-o dimineață să se îndepărteze de turmă. Nu își propune să alerge departe de, de păstor. Oița se pierde inconștient fără să-și programeze lucrul acesta. Se pierde fiind condusă de apetit și fiind condusă de lăcomie. Vede undeva în zare un smog de iarbă care este verde și plin de grăsime. Privirea ei începe să strălucească, se îndreaptă spre acel smog de iarbă și în timp ce îl devorează, vede un altul. Și merge spre acel smog de iarbă și în timp ce îl devorează și pe acesta, vede un alt smog de iarbă și uite, așa se face seara și e departe, rău de tot, departe de turmă. Oița nu și-a propus să se piardă și se trezește în noapte fără protecția păstorului. Mulți ne pierdem tocmai așa. Fără plan, fără decizii mari și scandaloase, fără păcate care să ajungă la știri, ne pierdem fără să ne dăm seama prin deciziile pe care le luăm în fiecare zi. Devenim conștienți de starea noastră doar când se face noapte și când nu mai beneficiem de protecția păstorului. De aceea, căutarea lui Dumnezeu e complicată, pentru că uneori nu sesizăm că suntem în procesul pierderii noastre. Ea e complicată, pentru că uneori pierderea se întâmplă catastrofic. Amintiți-vă, pilda cu bănuțul pierdut. Bănuțul, spre deosebire de oiță, nu e conștient de propria sa existență. Bănuțul nu poate striga, nu poate semnala unde se găsește. Bănuțul nu poate pune mâna și nu poate indica nivelul pierderii sale. Bănuțul nu poate striga de sub covor. Auzi, Doamnă, sunt exact aici. Sunt exact aici sub covor. Dacă ai trage puțin covorul la o parte, mai găsi foarte repede. Unii ne pierdem și nu știm că ne pierdem. Și suntem într-o pierdere din care nu mai putem ieși, nu putem semnala ei, sunt exact aici. Asta e nevoia mea. Sunt în păcatul acesta. Asta e criza cu care mă confrunt. Suntem atât de pierduți încât nici măcar nu mai putem striga. Uita, spre deosebire de bănuț, poate urla în miez de noapte și poate transmite prin behăitul ei că e pierdută. Bănuțul nu are glas. El este un obiect fără ființă. De aceea căutarea lui Dumnezeu e complicată. E complicată pentru că ne pierdem fără să ne dăm seama. E complicată pentru că ne pierdem uneori și suntem într-o asemenea stare încât nu putem transmite niciun mesaj, niciun strigăt prin care să comunicăm că noi avem nevoie de ajutor, suntem prea pierduți ca să mai facem ceva. Pierderea aceasta face ca că căutarea să fie complicată. Căutarea e complicată și din pricina faptului că foarte mulți dintre noi am crescut pe băncile bisericii. Și noi avem senzația că nu trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu pentru că noi îl cunoaștem. nu e așa? Aici creștem, aici am fost binecuvântați, aici am învățat să slujim universul diversele formații ale bisericii, aici am auzit Evanghelia în fiecare duminică și în cursul săptămânii, aici ne-am exprimat laudele și frustrările prin cântare, noi suntem de-ai casei, iar cei din casă nu trebuie să caute absolut nimic. Suntem unii dintre noi pierduți aici, pe băncile bisericii. Și avem probleme în a-L căuta pe Dumnezeu. Cum ar trebui să fie căutarea aceasta a Lui Dumnezeu? Pe mine mă frământă subiectul. Sunt copil de pasul. Am fost la biserică duminica cam de 3-4 ori pe duminică. Cam așa era norma pe atunci. Acum, dacă e un program, duminica dimineața și altul seara, ăla de seara e pentru bunici, nu pentru noi că noi suntem prea ocupați. Crescând în biserică, mi-am pus multe întrebări în legătură cu Dumnezeu. Am impresia că astăzi e mai grea convertirea celui care se naște în biserică decât a celuia care se naște în afara bisericii. Cum să-l cauți pe Dumnezeu? Din moment ce-l cunoști aici, pe băncile bisericii. Căutarea aceasta a lui Dumnezeu e o căutare care pornește din două direcții, concomitent, simultan. E o căutare care mereu se declanșează din două direcții. Prima parte a pasajului nostru prezintă căutarea care ne are pe noi ca agenți. Căutarea care pornește dinspre noi, spre Dumnezeu. Căutarea celor doi ucenici care aud mărturia lui Ioan și încep să-L caute pe Hristos și pun întrebări ca să-L cunoască pe Hristos. Dar aceasta este doar o fațetă a căutării. Dacă căutarea lui Dumnezeu se rezumă doar la această dimensiune, ea nu este completă. Când intrăm în a doua parte a textului nostru, observăm că nu doar sufletele caută, nu doar omul caută, ci și Dumnezeu, Salvatorul, este acela care caută. Cuvântul ne spune că Domnul Iisus a vrut să meargă în Betsaida și l-a găsit pe Filip. Hristos îl caută pe Filip și Hristos îl găsește pe Filip. Căutarea lui Dumnezeu e o căutare care mereu pornește din două direcții, având mereu doi agenți, având mereu două surse. Este o căutare care ne are pe noi în centru, o căutare a noastră, o căutare a sufletelor și este și o căutare care îl are pe Dumnezeu în centru, o căutare a lui Dumnezeu, o căutare a Salvatorului. Cum e căutarea noastră? Căutarea noastră are de multe ori un catalizator, o sursă sau un izvor care seacă repede. De aceea nu putem duce la capăt. Când sursa căutării este starea mea, căutarea va oscila în funcție de starea mea. Când sursa căutării e problema mea, căutarea va comporta modificări în funcție de felul în care evoluează problema mea. De aceea, foarte mulți dintre noi, atunci când trecem prin încercări sau avem în față cauze și crize, dintr-o dată începem să-l căutăm pe Dumnezeu. Dar ce se întâmplă cu noi atunci când sursa sau izvorul căutării are de a face cu elementele conjuncturale? Imediat ce trece valul, a trecut și dorința de a-l căuta pe Dumnezeu. Și uitați-vă la noi cum suntem. E sesiune, sunt examene, dintr-o dată avem timp de biserică. Suntem bolnavi, vrem să ne căsătorim. Dintr-o dată avem, avem timp de Dumnezeu. Trecem prin familiile noastre prin situații complicate. Dintr-o dată avem timp de Dumnezeu. Dintr-o dată sufletul nostru tânjește după Dumnezeu. Toate acestea trec, se schimbă, se modifică, trecem prin vremuri mai bune și dintr-o dată inima noastră nu mai caută aceleași lucruri. Căutările noastre care ne au pe noi în centru au nevoie de un catalizator fix care nu se schimbă serios, puternic, abia atunci devin serioase. Dacă vă amintiți lecturarea pasajului nostru, ați observat din citirea textului faptul că cei doi ucenici, Andrei și probabil Ioan, sunt ucenici ai lui Ioan Botezătorul, cresc în proximitatea lui Ioan, primesc învățătură de la Ioan Botezătorul, însă într-o zi aceștia îl părăsesc pe Ioan și merg în căutarea lui Hristos. Vă întreb ce i-a făcut pe cei doi să meargă după Isus? Ioan a fost tipul de predicator care nu prea place astăzi. Tipul de predicator foarte exigent, abraziv, dur, pui de nepârci. Cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Mm, suntem în Cluj, nu putem predica așa ceva. Ioan a predicat lung, n-a predicat pe placul poporului, Ioan a avut un singur obiectiv, să vorbească foarte mult despre Hristos. Când oamenii au venit și l-au întrebat, Tu cine ești? Ioan n-a spus că este verișorul Domnului Isus, chiar dacă ar fi putut să spună lucrul acesta? O, habar nu ai? Cine e mama mea, dacă ai ști cine e mama mea și care e relația între mine și Hristos, te purta altfel cu mine? Ioan spune simplu, sunt glasul. Pe glas nu poți să pui mâna, nu-l poți pune într-o plasă, nu-l poți cuprinde. Eu sunt glasul celui care strigă în pustie. Ioan a venit să vorbească despre Hristos. Astfel câteva zile la rând, în auzul ucenicilor săi, Ioan strigă așa. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii prima zi, a doua zi. Asta e esența, chintesența predicii lui Ioan. La început nu s-a întâmplat nimic. Oamenii au rămas în proximitatea lui, nimeni nu a pus întrebări în legătură cu Hristos. Dar Ioan nu se lasă și predică din nou. Și a doua zi, ne zice Ioan Evanghelistul, Ioan l-a văzut pe Hristos și și a ridicat glasul și a zis: "Iată mielul lui Dumnezeu." În punctul acela, doi dintre ucenicii săi se scoală și merg după Hristos. Știți care este catalizatorul căutării lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul este în stare să anime și să nască o căutare serioasă. Cuvântul proclamat, mărturisit, predicat, cuvântul scris, cuvântul cântat, cuvântul asupra căruia medităm. Cuvântul este catalizatorul căutării. Dacă căutările mele izvorăz dintr-o altă sursă, ele se vor opri atunci când sursa aceea va dispărea. Cuvântul lui Dumnezeu însă, care este uh, plin de adevăr, un cuvânt curat, perfect în exprimare, cuvântul acesta are menirea să antreneze, să anime, să declanșeze mereu căutările noastre. Cei doi, auzind cuvântul proclamat de către Ioan, se ridică și merg după Hristos. Dragul meu, dacă cumva... Te-ai pierdut pe drum. Și nu-ți mai vine să-l cauți pe Isus. Nu căuta motivații în starea ta lăuntrică. Că starea aceea e fluctuantă. Azi ești trist, mâine o să fii vesel. Mâine o să fii vesel, mâine seara o să fii trist. Nici chiar așa. Da? Nici chiar așa. Nu căuta surse care să anime căutarea în, în realitatea ta interioară. Pentru că asta încă nu e stabilă. Căutarea e declanșată de Cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune, credința vine în urma auzirii a ce? În urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. De aceea, dacă ești într-o fază când nu-ți vine al căuta pe Dumnezeu. Să știi că soluția nu este să te uiți adânc în interiorul tău și să descoperi tu nu știu ce fel de resurse acolo. Soluția e simplă. Pune mâna pe scriptură. Citește-o, ascultă scriptura predicată și fă-o constant. Dacă vii la tineret, luni, sau vii duminica la biserică și stai pe băncile asta și nu se întâmplă nimic, nu descuraja, vino și duminica următoare. Vino și a doua zi. Și dacă vii și duminica următoare și în timp ce auzi Evanghelia, Evanghelia aceea nu stârnește în tine o căutare după Dumnezeu, nu e o problemă. Vino și a doua zi și cealaltă duminică. Și vino o lună de zile și vino două luni, pentru că îți garantez că într-o bună zi cuvântul care e puterea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia care crede, într-o bună zi va anima în tine căutarea lui Dumnezeu. Cuvântul acesta ți-l va descoperi pe Hristos. Îți va îndrepta atenția despre tine, spre El. Expresia, iată, Iată mielul lui Dumnezeu. Nu face nimic altceva decât să îndrepte atenția celor doi dinspre ei înși și spre o altă realitate, spre Fiul lui Dumnezeu. Iată, natura umană este, prin definiție, orientată spre interior. Suntem curbați spre interior toți, de când suntem mici până ajungem în mormânt. Curbați spre interior, ne vedem mereu pe noi înșine, suntem concentrați asupra propriei noastre persoane. Cuvântul are menirea să migreze atenția dinspre noi, spre Fiul lui Dumnezeu. Cum ai vrea să-L cauți pe Hristos dacă nu privești la El? Un singur cuvânt îl poate descoperi. Un singur cuvânt îți poate muta privirea dinspre tine spre el, cuvântul lui Dumnezeu. De deci, ce? Expune-te cuvântului. Fă-o constant. Că vrei, că nu vrei, că ți place, că nu-ți place. Ce, luați medicamente că vă place? Nu vă plac medicamentele. Le luați că vă face bine. Cuvântul trebuie administrat când ne place, când nu ne place. E modul prin care Dumnezeu declanșează noi o căutare serioasă. Deci rețineți Căutarea serioasă după Dumnezeu are un catalizator fix. Și acela este cuvântul lui Dumnezeu. Citiți Evanghelia asta și meditați asupra ei la timp și ne la timp. Problema căutării este că în timp ce ea pleacă din izvoare care seacă, căutarea aceasta e neclară. E confuză, n-are logică. Vorbim așa, noi între noi. Ce îți dorești de la viață? Și dăm din numeri. Ce cauți? Ce aștepți? Și nu prea știm să punem în cuvinte tânjirile noastre. Căutarea în general, căutarea omului după Dumnezeu, e o căutare neclară. Noi spunem, vrem o altfel de viață, dar încă nu știm ce fel de viață vrem. Noi spunem, vrem să scăpăm de, de, presiune, de povară, dar nu putem pune încă în cuvinte ce fel de povară resimțim. Noi spunem, tânjim, dorim, dar nu suntem încă în stare să punem în propoziții coerente conținutul tânjirilor, al dorințelor noastre. Căutarea noastră, care izvorăște din cuvânt, ea trebuie ulterior clarificată. Clarificată. Și să vă spun de ce. S-ar putea să cauți ceea ce Dumnezeu nu-ți promite. Și pentru că cauți ceea ce Dumnezeu nu s-a angajat să-ți ofere, să stai departe de El, blocat, la kilometri distanță. De aceea, în textul nostru, imediat ce ucenicii pornesc spre Hristos, Hristos îi observă și se întoarce spre ei, îi vede și le pune o întrebare. Ce căutați? Ce căutați? Hristos observă căutările noastre. Tu nu trebuie să îl convingi pe Dumnezeu că îl cauți. Hristos observă căutarea noastră. Mereu e conștient de ea. Mereu știe care sunt tânjirile noastre. Dumnezeu nu trebuie convins că noi îl căutăm într-adevăr. Hristos se întoarce, îi observă, îi vede. Întrebarea pe care el o pune descoperă faptul că Iisus știe că aceștia caută ceva. Ce căutați? Încă nici măcar n-au deschis gura. Și Iisus spune, voi doi căutați ceva? Ce anume? Mereu mă impresionează sensibilitatea lui Dumnezeu în legătură cu tânjirile noastre. Când îi chema Natanael Hristos, el vine cu mult scepticism poate ieși ceva bun din Nazaret, spune el, pe lângă scepticismul lui se observă o tânjire după Hristos, el spune Hristos vine, dar nu are cum să vină din zona aceasta e chemat, stă în fața Domnului Isus și Domnul Isus îi spune fiule, te știu cine ești te-am cunoscut, te-am văzut înainte ca să te cheme prietenul tău știu te știu înainte să ajungi tu înaintea mea. Hristos observă tânjirile noastre. Gândiți-vă cazul aceea, acela, cu femeia bunavă de 12 ani. În timp ce Hristos e îngrămădit, îmbulzit de oameni, în timp ce toți se ating de El, se oprește acolo în mijlocul mulțimii, se întoarce spre ucenici și întreabă cine s-a atins de mine. Și ucenicii niște tip realiști, îi spun, Doamne, e jenantă întrebarea, toți s-au atins de tine. Cum adică mai întreb cine s-a atins de mine? Toți ne am atins de tine, Sunt, suntem mulți, te îmbulzim aici. În toată mulțimea aceea, în timp ce sute de mâini s-au prins de pola hainei lui Hristos, o singură mână dintre toate sutele de mâini s-a atins de Isus. Și Isus spune, Stop, cineva s-a atins de mine. Nu observă Hristos căutarea? Nu observă Hristos tânjirea? Nu e El conștient de, de zvâcnirile noastre? se și vede și întreabă ce căutați? Știu că voi căutați ceva. Ce căutați? Căutarea noastră care pornește din cuvânt are, are mereu nevoie de clarificare. Are nevoie să fie sortată, ordonată, așezată, uh clarificată. Observați, Hristos nu întreabă pe cine căutați, ci El întreabă ce căutați. Găsirea lui Dumnezeu depinde de ceea ce căutăm. S-ar putea, pentru că aștepți ceea ce Dumnezeu nu ți-a promis, pentru că cauți ceea ce El nu ți-a promis că îți va da. Stai departe de Dumnezeu să fii blocat într-o paralizie spirituală. Ce? Căutați! N aș vrea să trec repede peste punctul acesta. Poate ai trecut de prima fază a căutării și Evanghelia a pătruns în inima ta, dar încă nu ești sigur ce cauți. Vreau să-ți câteva secunde în seara asta și să răspunzi în inima ta la întrebarea ce caut? Ce caut? Spre ce mă îndrept? Ce îmi doresc? Ce vreau? Ce caut? Dacă ați fi sincer în inima voastră, ați fi șocați de răspunsurile pe care le veți găsi. Ce căutăm? Ce ar trebui să căutăm? Vă amintiți predica lui Ioan din debutul textului? Iată mielul lui Dumnezeu, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dacă vreau să-L găsesc pe Dumnezeu, trebuie să caut ceea ce Dumnezeu a venit să facă prin Fiul Său și anume, El a venit să ridice păcatele, trebuie să caut tocmai ridicarea aceasta a păcatelor promisă de Dumnezeu prin jertfa și lucrarea Domnului Isus Hristos. Dacă tu vrei o familie frumoasă, nu-i rău, nu e rău. Dar nu este motivul fundamental pentru care Dumnezeu a coborât până în pulberea pământului. Dacă tu vrei sănătate, prosperitate, bogăție, o viață lungă și sănătoasă, s-ar putea să stai acolo în așteptare de luni și ani de zile. Caută ridicarea păcatelor. E lucrarea pe care Hristos o stăpânește și pe care El o face prin excelență. Vrei să-L găsești pe Dumnezeu? Caută ceea ce El a venit să facă exclusiv în lumea asta. Ce cauți? Ce căutăm? În clarificarea aceasta, nu doar că se stabilește obiectivul final al căutării, ci în căutarea aceasta se clarifică și se sortează și identitatea celui pe care îl căutăm. Să știți că oamenii nu au chiar așa mari probleme cu Hristos. Predicat seară la o evanghelizare într-o casă de cultură în județul Arad. Era o sală plină de oameni veniți din sat, și i-am întrebat pe oameni, vă e drag de Hristos? Aveți vreo problemă cu Hristos? Nimeni n-a zis nimic. Hristos nu e chiar așa problematic. Și am să vă spun de ce. Noi nu avem problemă cu Hristosul care e un bun învățător. Din potrivă chiar ne plac învățăturile lui. Sunt bune. Dacă le-ar respecta oamenii și civilizațiile, s-ar pune capăt oricărui război, oricărui conflict. Oamenii nu au probleme cu Hristos ca învățător, dar Hristos, prin definiție, este învățătorul, de aceea a venit doar să ne învețe? Dacă a venit doar să ne învețe, a străbătut drumul degeaba. Că noi mai mereu trăim sub standardul învățăturilor sale. Oamenii nu au probleme cu un Hristos care este un exemplu, un model. Chiar, chiar iubesc un Hristos care este un exemplu și un model. Dar vă întreb, e Hristos prin definiție Exemplul a venit să ne fie doar un exemplu? E parte din cine este El prin definiție? Dacă Hristos a străbătut cerurile să ne fie un exemplu și dacă a venit cu motivul ăsta, exemplul Lui nu ne ridică pe niciunul dintre noi. Mai degrabă ne aruncă în șanță, ne sfărâmă. Au cântat frații în seara asta și cânta fratele la pian. Imaginați-vă scena asta. După ce a cântat la pian, să-mi fi spus mie, eu am două mâini de lemn, să-mi fi spus, auzi frățioare, ai văzut cum se face? Ia hai de drumul. Pe exemplu lui, nu m-ar fi ajutat, m-ar fi făcut de râs în fața voastră. Dar oamenii n-au problemă cu Hristos, care e învățător, care e exemplu, care e vindecător, care e cel care bine binecuvintează cu prosperitate. Toți iubim un astfel de Hristos când se clarifică căutarea, se clarifică în mintea noastră și identitatea lui Hristos. Cine este El prin definiție? Imediat ce Hristos întreabă ce căutați, ucenicii spun adresa. Unde locuiești, spun ei. Am vrea să știm unde locuiești. Am mai stare politicoși. Și genul de oameni care niciodată nu întreabă ce vor să întrebe, ci întreabă așa cu ocolire. Uh, o colire, da? În vremea aceea, o asemenea întrebare era un alt fel de a spune N-ai vrea să petreci cu noi ziua asta? N-ai vrea să ne dai un interviu mai pe larg? Suntem curioși de tine. Am vrea să te cunoaștem. Astfel, dorința lor e pusă sub această întrebare politicoasă. Unde locuiești? Și Hristos le spune, veniți și vedeți, și ăștia ajung în fața porții și văd adresa și ce fac? Intră în casă și stau până se face seara. Deci e clar că ăștia vin să afle despre Isus. Intră în casă și stau la discuții. Oare despre ce le-a vorbit Hristos până la lăsarea serii? Nu știu exact, dar cel mai probabil Cristos a tălmăcit scripturile cu privire la sine de aceea, când unul dintre cei doi îl întâlnește pe Simon Petru, îi spune, noi l-am găsit pe Mesia! Îți <sus> convins, e, e certă convingerea asta! La început îi spun, rabii, învățătorule, mai târziu îi spun, l-am găsit, l-am descoperit, este Mesia! E nevoie să-ți clarifici ce cauți și e nevoie să clarifici cine este Hristos pentru tine. Altfel, n-ai să-L găsești pe Dumnezeu. S-ar putea să cauți un Hristos din imaginația ta, un Hristos incomplet, un Hristos cultural, un Hristos care se potrivește cu educația din familie sau biserică. Ce fel de Dumnezeu vrem? E important ce căutăm. S-ar putea să nu-l găsim pe Dumnezeu pentru că căutăm ceea ce el nu ne-a promis. E important să stabilim ce fel de Hristos căutăm, pentru că s-ar putea să nu-l găsim pentru că ceea ce noi căutăm acel Hristos al imaginației noastre să nu corespundă cu Dumnezeu, așa cum este El. Căutarea are un catalizator clar, cuvântul. Unu, Doi, ea este clarificată de Hristos. E clarificată tânjirea și identitatea sa. Pe unde ești în căutarea lui Dumnezeu? Ce e clar ce cauți? E clar ce cauți? E clar cine e Hristos? Îl cauți potrivit cu cine este El? Dacă ești cumva în faza asta a doua, și cuvântul ți-a pătruns în inimă, și e clar ce cauți, poate e bine să tragi de mână pe un frate din biserică și să-i spui, Domnule, arată-mi-l pe Iisus. stai cu mine până se lasă seara și ajută-mă să-l cunosc pe Hristos. Lasă-mă să-l văd. Ai nevoie să răspunzi invitației, veniți și vedeți. Am păstorit în Canada multi, a, a, spre 10 ani de zile. Și fiind copil de misionar, am mers acolo la 25 de ani și am spus bisericii, noi ne rugăm lui Dumnezeu pentru un botez în fiecare an. Lucru greu în anumite denominațiuni, ca să nu dau prea mult din casă. Ne rugăm prin credință ca Dumnezeu să aducă oameni la pocăință în fiecare an. M-am rugat acolo în Canada, un an de zile, eu și soția mea, și mai o familie din biserică, pentru că nimeni altcineva nu credea că Dumnezeu poate să mântuiască oameni pe care ei nu-i cunosc. Fiecare se gândea, am cumva o mătușă care e mai sensibilă la Evanghelie, un copil care dă semne că vrea să pocăiască, păi dacă nu am, nu mă pot ruga că Dumnezeu nu are pe cine să mântuiască. Dumnezeu a fost tare, tare bun și o a dus oamenii la pocăință în fiecare an. Undeva în anul 5 de slujire, era luna august, și eram cât pe ce să spun bisericii că anul ăsta Dumnezeu nu mai mântuie pe nimeni. Pentru că era botezul program pentru luna septembrie și nu era nimeni. Nimeni pentru bocăință. Luna august e luna aceea unde toți îți plecați prin vacanțe, oamenii, oamenii sunt relaxați, nimeni nu are chef de biserică și de o predică doctrinară ca asta din seara asta. Nimeni. Nici acum nu avem chef, dar păi atunci. Luna august, am predicat, am stat în fața bisericii, predica e genul ăla de predică pe care ca nu cam perete, domne, n-a curs nimic. La un moment dat a intrat un cuplu, s-a pus pe banca a doua. Păi când se pune cea pe banca a doua, știi că nu-i din loc. Că numai ăștia care vin din afară se pun pe banca a doua. Ca voi, tăți în spate. Domnul să vă ierte. S-a pus pe banca a doua, se uitau la mine fix când predicam. Zic, băi, am zis ceva nepotrivit când mai puneau și mâinile așa, a vis fratele, zic, băi, ceva nu e în regulă. Am zis predica până la capăt, când gândul meu, data viitoare să fie mai bine, cobor de la învon, suști la mine amândoi. O veni la mine și zice, domnul părinte, zic, e clar că nu ești de-al casei, domnul părinte, Duhul lui Dumnezeu, mi-a trimis în biserica asta, să-ți spunem așa, vină în casa noastră, și arată în el pe Hristos. Vrem să fim mântuiți. Marian comunica. El e inginer, ea contabilă. Din duminica aceea a mers câteva luni de zile cu soția Comanana, mutat dimineața în casa lor și l-am predicat pe Hristos câteva luni de zile. Au fost născuți din nou sub ochii mei și am botezat în anul acela. Dacă cuvântul a stârnit în tine căutarea, dacă e clar ce cauți, și totuși nu-l vezi pe Hristos, nu-l cunoști, trage pe cineva de mânecă și spune simplu, Domnule, soră, vreau să-l văd pe Iisus. Explică-mi Evanghelia. Avem nevoie să-l cunoaștem. Chiar dacă am fost crescuți aici băncile bisericii, avem nevoie ca cineva să ne explice revelația scrisă și astfel să primim har, să-l cunoaștem pe Hristos. Să nu-ți fie rușine. Poți să fii tu copil de păstor, poți să fii cântăreț în cor, în ce vrei tu? S-ar putea să fii într-o stare de ignoranță completă, să nu știi nimic despre Hristos. Totul să fie la nivel de vorbe, ce ai mai auzit, ce ai mai spicuit aici, pe acolo, dar să nu fie nimic clar. Trage pe cineva de mânecă, spune, arătați-l pe Iisus, vreau să-L văd, vreau să-L cunosc. Căutarea aceasta a lui Dumnezeu, care pornește dinspre noi, are un catalizator, cuvântul. Ăsta e un izvor nesecat. Dacă vă legați căutarea de alte surse, alea dispar. Trece sesiunea, dispar, vă însănătoșiți, dispar, vă măritați, dispar, îți copiii sănătoși, dispar. Sursa asta e inepuizabilă. Orice căutare e legată de sursa asta. Căutarea trebuie clarificată repede, că ea în, în genere e confuză, e neclară. Vrem, dar nu știm ce vrem, dorim, dar nu știm ce dorim. Trebuie clarificată. Ce caut? Ce caut? Și în timp ce e clarificată căutarea, trebuie clarificat ce fel de Hristos stă înaintea mea. În Dar căutarea aceasta are nevoie și de câteva convingeri foarte ferme. În episodul din pasaj apare un alt cenic, Simon Petru. E prezentat doar un episod din viața lui, pentru că episodul ăsta cu episodul anterior creionează căutarea care pornește cu noi. Hristos stă înaintea lui pentru prima oară și îi zice, băi, tu cine ești? Doamne, nisip mișcător, genul ăsta de om care când, când vrea, când nu vrea. Eu sunt Simon. De Asta sunt eu. Ok. Tu te vei numi Petru. Stâncă. Ceva se va schimba cu tine. În Scriptură, caracterul e legat de nume. De aceea, ori de câte ori Dumnezeu schimbă caracterul unui om, schimbă și numele acelui om. Ce promite aici Hristos atunci când noi îl căutăm? Hristos vorbește aici despre transformare, despre schimbare. Tu, cel care ești nisip mișcător, tu vei ajunge să fii stâncă. Ah, chifa. Petru. Ce spune Hristos aici? Hristos nu spune ceea ce noi credem că spune. Tu acum devii, să fugiți de toate proclamațiile astea, tu acum devii stâncă. Domnul Iisus îi spune, tu te vei chema viitor. Tu te vei chema. Chifa? Nu e o transformare de genul acesta instantă, la plic. Nici măcar nu spune ceea ce noi credem că spune. Nu spune dacă vei munci suficient de mult, dacă te vei strădui suficient de mult, într-o bună zi, prin forțele tale, într-o bună zi, prin forțele tale, vei ajunge ceea ce eu îți spun acum că vei ajunge. Nu spune așa ceva. Cine este autorul promisiunii? Petru sau Hristos? Cine vine cu ideea aceasta? Hristos? Hristos spune, eu mă angajez ca tu să te chemi într-o bună zi, altfel. Stâncă. sigur mișcător nu poate deveni piatră prin forța pe care o are. Transformarea e promisă de Fiul lui Dumnezeu. Noi îl căutăm, pornind din cuvânt, cu o căutare clarificată, iar Hristos, în timp ce îl căutăm, ne convinge de faptul că transformarea noastră nu stă în puterea noastră, ci stă în puterea lui. El face transformarea. Ați încercat să vă schimbați pe voi înși vă? În lucrurile ce țin de substanță, de natură, de esență? O, de câte ori? Transformarea e lucrarea lui în viața noastră. La un moment dat, în cronicile din Narnia apare un dialog purtat între un băiețaș care devine dragon și prietenul lui. Vreau să ascultați conversația aceasta care apare în cronicile din Narnia. La un moment dat, spune băiatul care devenise dragon, am încercat să scap de carcasa asta urcioasă. Și să mă întorc la adevărata mea natură. La un moment dat a venit spre mine un leu, spune el, care în cronici îl reprezintă pe Hristos. Partea interesantă a fost că pe cer nu era niciun fel de lună atunci, dar luna era acolo unde leul era. Leul s-a apropiat de mine încet, liniștit și m-am umplut de frică. Nu de frica că voi fi mâncat de leu, ci de frica față de leu. S-a apropiat de mine și m-a privit în ochi. Am închis ochii, i-am strâns, însă nu a ajutat la nimic. Mi-a zis, urmează-mă. Nu știu dacă a vorbit sau nu, dar mi-a spus urmează-mă și imediat am știut că trebuie să-l ascult. Așa că am mers după el, m-a condus spre munți. Luna era după el, oriunde el era, era lumină. Am ajuns pe vârful muntelui. Acolo era o grădină, iar în mijlocul ei era o fântână. Știam că este o fântână pentru că apa dădea pe din afară. O fântână mare cu trepte de marmură. Apa era cea mai clară pe care o văzusem vreodată. Așa că m-am gândit dacă aș putea doar puțin să mă scald, îmi va liniști durerea care îmi cuprinsese picioarele. Dar leul mi-a spus mai întâi trebuie să te dezbraci. O, oh, nu știu dacă mi-a spus chiar așa, dar așa am auzit. Dar cum să mă dezbrac? Eram deja fără haine. O, oh, poate se referă la faptul că trebuie să scap de pielea mea, la fel cum un șarpe scapă de pielea lui. Astfel am început să mă frec și pielea a început să cadă, dintr-o dată, toată. Apoi am început să alerg spre fântână și privindu-mă în oglinda apei, mi-am dat seama că am un alt strat de piele. Și am început să o frec și pe aceea și într-un final a început să cadă și ea și am alergat din nou spre fântână și privindu-mă în oglinda apei mi-am dat seama că am un alt strat de piele sub acela care căzuse și, și pe acela am început să-l frec și am început să trag de ea și a căzut toată și privindu-mă din nou în oglindă mi-am dat seama că am un alt strat de piele și așa fiecare strat care cădea ne știa sub el un altul. La un moment dat leul m-a privit și mi-a spus lasă-mă pe mine să rup pielea de pe tine. Leul a pus mâna pe mine și a început să decojească toată natura mea. Ca într-un final, privindu-mă în oglinda apei, să-mi dau seama că sunt nou, nou, din cap și până în picioare de Cujim, pielea de pe noi. O rulăm, încercăm să scăpăm de ea și după două săptămâni e al strat care sare, izbucnește la suprafață. Și, și, pe acela îl mascăm, încercăm să, să temperăm creșterea. Folosim tot felul de mecanisme care să, ținem țină în frâu propria noastră natură, dar într-o bună zi țâșnește din nou la suprafață și ne dăm seama că suntem mai răi ca altă dată. Singurul care poate să ruleze, să decojească, să dea la o parte. Natura noastră păcătoasă este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În timp ce îl cauți, vei ajunge să fii convins că doar Dumnezeu te poate salva. Când ajungi acolo, atunci ești gata să fii mântuit. Atunci ești gata ca Hristos să lucreze în inima ta până n-ajunge acolo, căutarea va fi una neclară, așa dezlenată, care va ține, poate, uneori prea mult timp ca tu să mai continui să-l cauți. Rețineți catalizatorul, cuvântul. Doi, clarificarea. Ce caut? Pe cine caut? Trei, convingerea. Tu, care ești mișcător, tu, prin cuvintele mele, tu vei fi într-o bună zi. Stâncă. Dar căutarea aceasta pornește și dintr-o altă direcție. În prima fază e căutarea care ne are pe noi în centru. Noi îl căutăm pe Dumnezeu. Dar ea pornește și dintr-o altă direcție. Versetul 43, intrăm în a doua parte a textului. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit, a găsit pe Filip. A cui este inițiativa în punctul acesta? Cine este cel care caută? Cine este cel care găsește pe aceia pe care îi caută? Aici inițiatorul este fiul lui Dumnezeu. Căutarea este căutarea lui Dumnezeu, este căutarea salvatorului. Aici Dumnezeu este cel care caută. În timp ce noi îl căutăm, Dumnezeu este cel care în același timp e cel care caută. Căutarea mea nu va anula căutarea lui, căutarea lui nu va anula căutarea mea, ci căutarea mea și căutarea lui vor merge mereu mână în mână. Hristos este cel care ia inițiativa și îl caută pe Filip și astfel îl găsește. Știți cum își încheie Hristos predica ținută în casa lui Zacheu? La finalul acelei predici, fiul lui Dumnezeu are să spună clar și răspicat căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dumnezeu a venit să caute. Dumnezeu a coborât în lumea noastră, nu pur și simplu pentru a sta într-o vitrină, pentru a se închide într-o biserică, pentru a rămâne blocat într-o icoană. Dumnezeu a venit, El fiind misionar prin esență, a venit să caute amintiți vă pildele din debutul predici. Ce face păstorul din pilda cu o pierdută? Păstorul ce face? Să în staulul său, undeva pe un scăunel, întrebându-se oare va găsi oița aceasta drumul spre casă? Păstorul pur și simplu își lasă celelalte oițe care sunt în siguranță în staul și o caută pe cea pierdută și o caută până când? Până când se lasă seara? Până când obosește? până când explorează 10 opțiuni, 20 de opțiuni, o caută doar atât timp cât mai are chef. Cuvântul ne spune că păstorul a căutat oaia până când a găsit-o. În pilda a doua, pilda cu femeia care caută bănuțul. În pilda aceasta, femeia Întreprinde toate mijloacele posibile pe care le are la îndemână. Mătură casa, mută mobila din casă, scoate covorul, pune covorul, aprinde lumina, deschide ușa, deschide geamurile și face toate acestea până când își găsește bănuțul. Dumnezeu este un Dumnezeu care caută. Ține de natura sa. Dumnezeu n-a coborât din cerul său pentru a sta într-o icoană. Dumnezeu a venit să caute ce este pierdut și Dumnezeu caută cu credincioșie. De aceea textul spune și a găsit pe Filip. Nu e o căutare care se termină la jumătate, o căutare care renunță foarte ușor, e o căutare cu credincioșie. A găsit pe Filip în timp ce tu cauți. Dumnezeu caută. Și asta ar trebui să anime foarte mult în seara asta căutarea ta. Dar ține minte căutarea lui Dumnezeu nu este la fel cum e căutarea noastră. Dumnezeu nu ne caută de parcă n-ar ști unde suntem. Știe Dumnezeu unde suntem noi? Cunoaște Dumnezeu starea sufletului nostru? Cunoaște Dumnezeu ce se găsește în inima noastră? Căutarea pe care Dumnezeu o desfășoară nu e la fel cum e căutarea noastră. El nu ne caută de parcă n-ar ști unde suntem. Ci căutarea Lui subliniază în mod special condiția în care noi ne găsim. Pentru faptul că Dumnezeu ne caută înseamnă că noi suntem pierduți. Pierduți, de aceea trebuie să fim căutați Dumnezeu a venit să caute Dragul meu, nu descuraja Nu deznădăjdui În timp ce tu îl cauți, Dumnezeu în același timp caută Și dă slavă lui că căutarea asta Pornește din două direcții Noi îl căutăm și Dumnezeu ne caută Binecuvântat să fie în numele lui de aceea, păstorul caută până când găsește, femeia întreprinde toate mijloacele până când își găsește bănuțul și tatăl care își așteaptă fiul acasă are să spună într-un final, cel care era pierdut a fost găsit și doar cel care caută un obiect spune despre acela, l-am găsit. Cumva tatăl, prin așteptarea sa, și-a căutat fiul, de aceea poate să spună, cel pierdut a fost găsit. Dumnezeu caută cu credincioșie și este în stare să-i recupereze pe cei care sunt pierduți în țara îndepărtată. Dumnezeu caută. Caută cu credincioșie. Căutarea pe care Dumnezeu o desfășoară este o căutare clarificatoare în același timp. O căutare care aduce limpezime de plină în viețile noastre. Ascultați textul. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip. Cine l-a găsit? Hristos. Și i-a zis, vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. 45. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, noi am găsit. Bă, stai, stai puțin, că ceva nu e clar aici. 43. A doua zi, Iisus a găsit pe Filip. 45. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, noi, noi am găsit. Pe cine, pe cine găsește? Iisus a găsit pe Filip și când l-a găsit pe Filip, Filip a zis, L-am, l-am găsit. Când Dumnezeu găsește și pune mâna pe noi, acea găsire care are de-a face cu lucrarea sa, aduce noi clarificare de plină, limpezime de plină, liniște de plină siguranță de plină. Că totul stă doar în puterea noastră, vom fi acei oameni care mereu vom întoarce capul privind peste umăr, nesiguri, confuși, debusolați. Căutarea noastră devine certă, clară, când Dumnezeu își face partea lui și ne găsește. E o căutare clarificatoare dar și o căutare care cucerește inima. Ascultați ultima interacțiune din pasaj. Spuneți-mi un cartier din Cluj răufamat. Hai, cu curaj. Mănăștur. Să vă ierte Dumnezeu. Mai rău decât mănăștur nu există. <laughs> nu există, am înțeles. Unde se mulțește păcatul, se mulțește și harul lui Dumnezeu. Nazaretul n-a avut un nume bun. N-a fost un, o zonă cu reputație bună. Nazaretul n-a dat fotbaliști cu renume, n-a dat poeți, n-a dat guvernatori, n-a dat împărați. Nazaretul, pe lângă faptul că nu avea o reputație bună, nu reușise să se pună niciun fel pe harta filozofică, istorică, științifică a vremii. Astfel că Natanael, care îl caută pe Hristos, E întâmpinat cu cuvintele, noi l-am găsit și e din Nazaret, el care e un om așa abraziv, direct, dintr-o bucată, care nu ambalează cuvintele, spune, nu te supăra, Nu are cum să vină Hristos din Nazaret. N-are cum, îmi pare rău. E un scepticism comunicat direct pe față, fără menajamente. Dar Filip îi spune, așa cum Hristos a spus celor doi, vino și vezi, vino și vezi. Să te convingi de unul singur. Atunci el vine și în timp ce Hristos interacționează cu el, îi spune. Știi că înainte să te cheme Filip, eu te-am văzut? Stai, stai puțin. Adică atunci când eu am spus că tu n-ai cum să vii din Nazaret, tu mai ai auzit? Te-am te văzut înainte să te cheme Filip? Atunci când era acolo de unul singur. Deci ai, ai auzit ce am zis. Știi? Știi ce-am spus? Știi cine sunt? Și totuși ești aici? Când Hristos îi spune, te știu, te cunosc, Natanel are o reacție uh, interesantă. Și el spune, „Mai convins, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Hristos îi spune, așa, așa repede crezi. Uh, e gata, ai, ai cedat, ce se întâmplă, de fapt, în inima acestui om? Dumnezeu ne cunoaște. Exact cum suntem. Și cu toate că ne știe, Dumnezeu ne cheamă. Prin faptul că Dumnezeu mă știe. Și cu toate că mă știe. Cu toate că m-a auzit. Totuși. Totuși. Mă cheamă. Lucrul ăsta cucerește inima. Lucrul ăsta e copleșitor. În pofida faptului că Dumnezeu mă știe, așa cum sunt. În pofida, în ciuda faptului că mă știe. El mă cheamă și mă primește. Lucrul ăsta are implicații și ramificații profunde. Asta înseamnă că Hristos nu va fi pus niciodată ni ipostaza în care să spună. Băi, David, dacă aș fi știut cum ești, nu te-aș fi chemat niciodată. Cu toate că mă știe exact așa cum sunt, și cu toate că m-a auzit atunci când am spus ce am spus despre el, cu toate că mă știe, el e gata să mă primească. Lucrul ăsta mi-arată mie că Hristos nu intră într-o relație pe care să o trateze cu superficialitate, spunându-mi, o, oh, dacă aș fi știut cum ești, o, oh, dacă aș fi știut exact ce pornire ai și, ce, și prin ce stări vei trece, dacă aș fi știut care sunt adâncimile sufletului tău, nici măcar nu m-aș fi încurcat să te chem. Hristos nu va spune niciodată așa ceva despre noi. El ne știe și cu toate că ne știe, El ne cheamă. De obicei suntem temătorii în relațiile cu oamenii, atunci când se devine prea personală relația. Când cineva pune întrebări mai dificile, mai intime, dintr-o dată facem pași în spate. Vrem relații care să nu ne vulnerabilizeze. Nu e așa? Nu o să recunoașteți, dar nu e problema. Vrem relații care să nu ne provoace să ne dăm pe față adevărata noastră natură. Vrem relații pe care să le putem controla și o vrem așa de teamă. Dacă o să se afle cine sunt eu cu adevărat? Dacă o să afle oamenii ăștia că de fapt eu, bărbatul, băiatul, care pare cel mai vânjos, cel mai curajos, de fapt e un timid, e rușinos, nu are niciun fel de inițiativă, dacă se va afla exact cum sunt. Oare oamenii ăștia mă vor mai primi, vor sta lângă mine? Mereu vrem să ascundem cine suntem ca să nu pierdem simpatia și aprecierea oamenilor. Hristos spune, te-am văzut înainte să te cheme Filip. Știu cine ești. Și cu toate astea, sunt aici. Pentru tine. Te-am așteptat să vii. Când Dumnezeu caută, căutarea este făcută cu credincioșie. L-a găsit, până la a găsit. Când El caută, căutarea le aduce clarificare, limpezime în inima noastră. L-am găsit! Când el caută, căutarea lui e cuceritoare. El îți transmite în căutarea sa. Că în timp ce te știe, exact așa cum ești. Totuși, te așteaptă și te vrea. Ăsta este el. De aceea, dragii mei, am să zic frați și surori, dar la tineri nu se spune așa. Dragii mei, căutați-l pe Dumnezeu. Cu toată inima voastră. Un catalizator fix Cuvântul? Căutare clarificată. Ce caut? Pe cine caut? Căutare care dezvoltă o convingere fermă. Doar Dumnezeu mă poate schimba. Tu te vei numi. În timp ce voi Îl căutați, fiți siguri că Dumnezeu e cel care caută. Căutarea asta pornește din două direcții. Când El caută, caută cu credincioșie până când găsește. Când El caută, Căutarea lui aduce clarificare în noi. Când el caută, el cucerește. Spunându-le de fapt pe ce principii lucrează. Te știu cine ești. Și cu toate că te știu. Sunt aici. Te aștept. Dacă ne știe cum suntem și totuși ne cheamă, înseamnă că nu va spune niciodată. Dacă aș fi știut de ce ești în stare, nici măcar nu m-aș fi încurcat cu tine. Nu va ajunge acolo. Cunoașterea lui este de la început de plină, completă, cu toate că ne știe. El ne cheamă. Haideți să răspundem în fața Cuvântului. Vă provo să ne ridicăm în picioare și, dacă nu ne rugăm acum, vine neghiniță și fură repede Cuvântul. Și știți că așa se întâmplă. Haideți să ne rugăm și să răspundem în fața chemării lui Dumnezeu. Acolo unde ești, identifică mai întâi faza în care te afli. Ai primit cuvântul? E clară căutarea ta? Știi exact spre ce Hristos te îndrepți? Ești convins că doar El te poate transforma? Identifică faza în care te afli. Dacă ești în prima fază și n-ai o sursă clară a căutării, spune Domnului Doamne, vreau ca cuvântul să fie o candelă pentru picioarele mele. Vreau ca cuvântul să, îmi fie îndrumar. Vreau să mă întorc la cuvânt ca să te pot căuta serios. Dacă treci de faza asta și ești în faza în care nu știi ce cauți, spune-i, Duhul Sfânt, tu care ești Duhul adevărului, luminează în inima mea să văd care sunt mele, să văd ce aștept, să văd ce pretind, să văd după ce alerg. Și Duhul care e Duhul adevărului va putea să disceară în inima ta ce cauți. Dacă e clar ce cauți, dar nu e clar Hristos pentru tine, stai înaintea Lui și spune-i, Duhule al Lui Dumnezeu, revelează mil pe Fiul. Pentru că Duhul a venit să îl descopere pe Fiul. Dacă știi cine e Fiul, însă încă nu ești gata să predai controlul, spune Domnului Doamne, încă mă hrănesc cu iluzia că mă pot transforma și mai apoi te voi putea urma. Cerei să te convingă că doar El poate să transforme. În timp ce tu faci lucrul ăsta, fii sigur că Dumnezeu deja desfășoară lucrarea de căutare a vieții tale.